Motiv de bucurie pentru locuitorii cartierului Alecu Bagdat din municipiul Râmnicu-Sărat. Strada Cincinat Pavelescu este prima arteră din acest cartier care astăzi a văzut un strat de asfalt. Ne aflăm pe strada Cincinat Pavelescu din cartierul Alecu Bagdat. Iată prima stradă care primește asfalt din acest cartier după 3 ani de lucrări efective. S-au extins rețele de gaze în această perioadă, s-a realizat canalizarea pluvială, s-au îngropat rețelele de canalizații, s-au realizat trotuarele și iată, cum spuneam, după 3 ani de zile aproape, stratul de asfalt îl puteți vedea în spatele nostru. Lucrările de asfaltare vor continua în zilele următoare și pe celelalte străzi ale cartierului Alecu Bagdat. E o veste bună pentru locuitorii cartierului Alecu Bagdad. Vor fi în zilele următoare și celelalte străzi care sunt deja pregătite pentru modernizare, vor fi asfaltate. Și iată că în sfârșit, atunci când va ploua, locuitorii din acest cartier greu încercat vor reuși să aibă, să zicem, condiții civilizate de viață. Reprezentanții primăriei Râmnicu-Sărat spun că pe parcursul anului vor fi executate lucrări de modernizare în mai multe zone ale orașului. Tot anul vor fi lucrări pentru că vom finaliza primul proiect, în baza primului proiect 12 străzi din acest cartier vor fi asfaltate, după care va fi imediat, va intra în lucru și cel de-al doilea proiect care iarăși înseamnă câteva străzi. Deci tot orașul, în zona cartierului Mărginașe, în tot orașul lucrările vor fi până la sfârșitul anului, pentru că aceasta e perioada de finalizare a acestui proces de modernizare. Lucrările demarate în cartierul Alecu Bagdat s-au intensificat în ultima perioadă, iar utilajele acționează pe mai multe străzi. Cartierul se află la marginea orașului Râmnicu-Sărat și a fost înființat în urmă cu 3 decenii. Străzile din zonă nu au văzut niciodată asfalt și de-a lungul anilor locuitorii s-au confruntat cu situații dificile cauzate de noroi.